Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Contra-Atac. În această după-amiază vorbim despre sportul rege, pentru că este final de drum pentru Știința Miroslava în Liga a doua, din păcate. Știința se reîntoarce în eșalonul al treilea. Au retrogradat matematic ieșenii noștri, asta este, cu o etapă înainte de terminarea campionatului. Vorbim despre ultima etapă care mai este de disputat și din play-out-ul Ligii I. Vorbim și despre Politehnica Iași, pentru că este vacanță, dar teoretic măcar ar trebui să se muncească la Politehnica în această perioadă și să se realizeze transferurile mult așteptate, să se caute un investitor, să se facă foarte, foarte multe lucruri care de obicei se fac în pauza dintre sezoane. Vorbim despre fotbalul românesc în general și despre direcția în care se îndreaptă sportul rege în România. Toate aceste subiecte le vom discuta în această după-amiază cu redactorul sportiv Radio Iași și Liviu Suceveanu, care a răspuns la fel ca de fiecare dată prezent invitației noastre. Îi urăm bun revenit în platoul Contra-Atac. Seară dumneavoastră și bine v-am regăsit de fiecare dată cu aceeași plăcere. Liviu, s-a tras cortina cumva peste Liga a doua, având în vedere faptul că Știința este deja retrogradată matematic, cel puțin pentru noi ieșenii s-a tras cortina. Ce s-a întâmplat într-un sezon care a avut foarte multe, a avut multe puncte, nu neapărat, a avut un număr de puncte, cel puțin până acum, egal cu numărul de etape, 37 de etape disputate, 37 de puncte acumulate. S-a retrogradat matematic chiar în ziua în care, cu un sezon înainte, cu un an înainte, elevii fostului antrenor Cristi Ungureanu sărbătoreau promovarea istorică, după cum îi spuneau ei, promovarea în premieră în eșalonul secund. Ca cum stau lucrurile după un sezon? Da, a fost un sezon în care s-au întâmplat foarte multe la Știința Miroslava, sau mult prea multe lucruri s-au schimbat, din păcate nu în bine cum și-ar fi dorit susținătorii și suporterii acestei formații. S-a pornit la drum vara trecută, după cum foarte bine ai amintit, după acea sărbătoare de la Miercurea Ciucu, a fost o victorie nesperată, poate cu câteva săptămâni înainte de acel meci decisiv pentru urcarea în Liga a doua, pe care echipa din Miroslava l-a câștigat și care i-a asigurat prezența în al doilea eșalon al fotbalului românesc. S-a pornit la drum, spuneam, cu un lot apropiat ca și nume față de cei care puseseră umărul în urmă cu un an la această accedere în Divizia B. Echipa nu a avut în primul rând evoluțiile așteptate în prima parte a sezonului de toamnă. A urmat acea schimbare a băncii tehnice, au venit Adrian Chereși și Liviu Petrache. Au adus un suflu nou la echipă pentru că jocul echipei s-a înviorat. Au apărut unele mutări dintre jucătorii care nu avuseseră șanse să evolueze ceva mai devreme și care au confirmat o parte dintre ei, începuseră să reapară speranțele pentru Știința Miroslava, nu doar în privința menținerii în eșalonul secund, ci chiar pentru constituirea unui grup omogen care să facă ușor-ușor din Știința Miroslava o echipă de luat în seamă printre participantele în acest al doilea eșalon al fotbalului românesc. Din păcate însă, lucrurile, după părerea mea, s-au stricat în iarnă, atunci când, din dorința de a da o oarecare identitate conducerii administrative a clubului de la Uricani, a fost adus un președinte de club care probabil și-ar fi dorit mai mult să fie antrenor decât președinte și care lucrase nu în management sportiv, ci mai degrabă pe banca tehnică a unor formații, fie din al doilea, fie din al treilea eșalon al fotbalului românesc. Nu știu efectiv ce s-a întâmplat în bucătăria internă a Științei Miroslava. Cert este că după vacanța de iarnă, pentru că în perioada de pregătire dinaintea relorii campionatului Ligii a doua, pentru că ne reamintim foarte bine, în toamnă s-au disputat și primele două etape din retur. În amicale Știința a arătat foarte bine, a obținut aproape numai succese. Au fost goluri multe, înscrise atât de jucătorii nou veniți în iarnă la echipă, cât și de jucătorii mai vechi, care puseseră umărul la promovarea în Divizia B.
După care a venit acea perioadă de debut a anului competițional 2018, cu perioada aceea cu multă zăpadă, în care au fost amânate meciuri, etape. Cred că și asta a contribuit într-o oarecare măsură la schimbarea în rău a situației de la Miroslava, pentru că practic i-a scos din mână, cum se spune în termeni fotbalistici, atât pe jucători cât și pe ceilalți din jurul echipei. Nu știu, jocul, chiar dacă în multe dintre meciurile care au urmat sub comanda lui Adrian Chereși, echipa a reușit să aibă evoluții convingătoare, ca să spun așa, au lipsit ceea ce este mai important în fotbal și în sport în general, rezultatele. Iar cum pe antrenori, rezultatele țin în funcție, din păcate s-a ajuns la situația ca Adrian Chereși să fie pus în postura de a-și rezilia contractul cu formația de la Hurricane. A venit acea victorie de la Suceava în fața unui adversar, Foresta, care s-a prezentat aproape numai cu juniori. Dovadă că în următorul meci de după acea victorie a Științei Miroslava la Suceava, Foresta a cedat cu 0 la 11 în fața Sportului Snagov și Știința avea practic marea șansă ca în ultimele două etape din actuala ediție de campionat să aibă speranțe îndreptățite la menținerea în eșalonul secund. A venit din păcate iarăși acest joc disputat sâmbătă în fața Luceafărului Oradea, o formație lipsită de griji, dar pe care cred că Știința ar fi putut să o învingă dacă ar fi avut și un dram de șansă în primele 15 minute, când jucătorii conduși de pe bancă de Romică Butnaru și domnul director sportiv Săcrieru s-au apropiat periculos de poarta adversă, au avut și vreo două ocazii, dintre care una chiar clară de gol. Din păcate, iarăși a lipsit sarea și piperul fotbalului golul și adversarul a profitat în termeni fotbalistici, știți foarte bine, se spune că ocaziile ratate se răzbună. Luceafărul Oradea, fără să arate cine știe ce veleități, doar prin atacantul, să spunem, Vlad Rusu, a reușit să finalizeze în două rânduri și cred că s-a jucat soarta partidei și implicit a obiectivului de rămânere în eșalonul 2. Cei de la Știința Miroslava au acuzat în foarte multe rânduri terenul aproape impracticabil de la Hurricani. Au spus că problema la finalizare era dată pe jumătate de lipsa de luciditate, dar pe jumătate și de faptul că sărea mingea efectiv în dreptul porților, nu mai puteai să mai ai control asupra mingii. Ori ceea ce spunea Adrian Chereși chiar la ultima partidă pe banca Științei Miroslava era faptul că măcar acasă ar trebui să fie un joc de construcție, un joc pe care el nu putea să-l întreprindă din cauza stării gazonului. Mi-aduc aminte și de gazonul stadionului Emil Alexandrescu din Copou, în mandatele în care a lucrat la Timona Politehnicii Ionuț Popa și în multe rânduri și explica rezultatele mai slabe, adică lipsa de eficacitate din meciurile de acasă, prin faptul că echipa este nevoită să joace pe contraatac în jocurile din propriul fief. Poate tocmai din acest motiv reușea într-o anumită perioadă să aducă mai multe puncte din deplasare și chiar să înscrie cu mai mare ușurință în porțile formațiilor gazde. Acum, chestiunea asta este destul de discutabilă. Până la urmă, formațiile care au vizitat stadionul de la Hurricani erau mai puțin obișnuite decât Știința Miroslava cu acea suprafață de joc. Sigur, pentru o echipă care joacă acasă, pentru o echipă mică cum este Știința Miroslava, era limpede că în meciurile de pe teren propriu, construcția acțiunilor ofensive trebuie să fie principala prioritate, cu scopul de a duce mingea cât mai des, cât mai periculos și cât mai aproape de porțile adverse. Dar cred în egală măsură că și unii dintre jucătorii care au evoluat în jumătate de teren adversă nu s-au aflat în cea mai bună dispoziție de joc și poate tocmai din acest motiv Știința Miroslava nu a avut rezultatele contate, deși probabil că au fost și ceva probleme din interior. Mă refer la atmosfera din cadrul echipei, care am senzația că nu a fost tocmai cea mai potrivită, deși acum spre final lucrurile se detensioraseră. Am văzut o galerie a Științei Miroslava care a creat o atmosferă frumoasă, adică chiar arăta atmosferă de eșalonul secund. Din păcate însă, ceea ce este mai important în sport și în fotbal, rezultatele au lipsit și poate tocmai din acest motiv s-a ajuns înapoi în divizia C. Este nivelul Ligii a doua
foarte scăzut raportat la nivelul ligii întâi, pentru că s-a tot discutat și despre asta. A fost o problemă și faptul că nu mai era Liga a doua împărțită în două serii și deplasările erau foarte lungi, banii erau foarte puțini, au fost tot felul de astfel de discuții pe tot parcursul sezonului. Apropo de nivelul scăzut din Liga a doua, n-a fost mai scăzut decât în alți ani. Mi-aduc aminte, acum vreo 2-3 sezoane, chiar competiția era slabă. În ediția care se apropie de sfârșit, nivelul competițional a fost ceva mai bun ca altă dată. Poate și datorită faptului că această trecere din divizia secundă s-a transformat într-o competiție cu echipe din absolut toate zonele țării. Sigur, asta a adus un plus de valoare, dar pe de altă parte a sărăcit bugetele și așa destul de modeste ale formațiilor care activează în Liga a doua, pentru că spre deosebire de primul eșalon, unde majoritatea formațiilor mizează în mare măsură pe banii veniți din drepturile de televizare, formațiile din Liga secundă își adună resursele cu precădere din bani publici veniți de la primării și de la consilii județene. Ori cu deplasări, spre exemplu, cum a avut știința Miroslava, deplasării la Arad, la Timișoara, două deplasări, la Oradea. Este destul de complicat, pentru că stau și mă gândesc că un astfel de drum, în cel mai fericit caz, se parcurge în două zile. Două zile dus, două zile întors. Și atunci stau și mă întreb, când se mai antrenează respectivii jucători? Pentru că, efectiv, nu mai este timp pentru ceea ce e mai important, pentru pregătirea, nu doar a jocului, ci pentru pregătirea echipei în general. Și se ajunge în situația ca cei care investesc în respectivele echipe din Liga a doua să-și cheltuiască banii mai mult investind în turism, de fapt, nu în echipe, pentru că dând bani pe autocare, pe motorină, pe cazări la pensiuni sau la hoteluri, că majoritatea se cazau la pensiuni din cauza lipsei fondurilor, pe mâncare, nu mai erau bani pentru achiziții de jucători, pentru aducerea unui preparator în anumite situații. Sigur, știința Miroslav a fost un caz fericit, că a avut preparator fizic, dar n-a avut antrenor portarii. Dar, practic, din păcate s-a ajuns în situația să se investească într-o cu totul altă direcție decât obiectivul esențial al formațiilor din acest eșalon, care cred eu că trebuie să fie o anticameră pentru Liga 1. Și acum revenim la discuția apropo de calitatea fotbalului care se joacă în Liga 2. Sigur, acum existând doar formal o licențiere la nivelul acestui eșalon, doar ca să-i spunem o inspecție, nu o licențiere în adevăratul sens al cuvântului, pentru că va veni și această licențiere, sigur, nu cu rigorile pentru nivelul Ligii 1. Dar nu se poate avea pretenția ca suprafața de joc a terenurilor să fie exact ca în prima divizie. Unde... Și în prima divizie există suficiente probleme. Sigur că da. Am văzut ieri, în schimb, la Sfântul Gheorghe o suprafață de joc, masă de biliard, cum se spune. Bine, Sfântul Gheorghe parcă începe să pară din altă lume. Începe să și ca formă sportivă, și ca bază de joc, cam ca toate așa. Cred că va fi una dintre sperietorile, cu ghilimelele de rigoare, în sezonul următor. Ajungem și la Liga 1. Spuneai despre suprafețele de joc din eșalonul secund. Spuneam că nu sunt uneori la cel mai bun nivel, deși sunt formații care se știe foarte bine evoluează pe suprafețe de joc sintetice. Sunt o serie de echipe care mizează pe jucători cu destulă experiență și poate că și aceasta este o problemă, pentru că până la urmă aceste echipe, această competiție are menirea de a lansa fotbaliști către primul eșalon. Sigur, fotbaliștii care cresc și sunt tineri de la Liga a doua nu se pot integra din prima, doar dacă sunt niște talente care născute, ca să spun așa, și au nevoie de foarte puțină perioadă de acomodare pentru a face pasul imediat la nivelul Ligii 1. Dar uneori adversitatea nu a fost cea dorită. Eu aș fi văzut un alt fel de sistem competițional la nivelul Ligii a doua, cu tot cu două serii pe criterii geografice, dar nu cu est-vest, ci cu nord-sud,
poate că distanțele ar fost ceva mai mici și completarea numărului de jocuri, pentru că tinerii de la acest nivel au nevoie de jocuri. Eu am înțeles că menirea federației de a le oferi jucătorilor câte 38 de etape pentru a avea cât mai multe meciuri în picioare și a crește în valoare. Corect până aici. Dar după acest, să spunem, campionat regulat pe sistem nord-sud, ar fi fost, cred, indicat un soi de play-off și abia acolo să se decidă tot ce ține de promovarea în prima divizie și în ceea ce privește retrogradarea, dar în privința retrogradării cu ceva mai puține meciuri, adică un sistem diferit gândit pentru ca echipele care să se lupte pentru menținerea în divizia B să nu aibă parte de atât de multe jocuri, pentru că efectiv unii își risipesc resursele în această a doua fază a campionatului și efectiv ajung la startul sezonului viitor în situația de a nu mai avea garanții că pot începe un nou campionat. Mă gândeam acum, de exemplu, la deplasarea pe care Știința Miroslava trebuie să o facă în ultima etapă, o etapă care deja nu mai are nicio miză, și când Știința trebuie să ajungă tocmai la Timișoara pentru a o întâlni pe Ripensia. De asemenea, o echipă care nu prea mai are miză, este pe locul 13, are un total de vreo 45 de puncte, deci practic ele joacă pentru palmares în momentul de față. Ca să mergi până la Timișoara să joci pentru palmares în condițiile în care tu deja ești matematic retrogradat într-o ultimă etapă și să faci vreo 12 ore până acolo, mai bine pierzi la masa verde. Bine, nu e normal că nu e indicat, dar raportând consumul de energie și resurse financiare cu miza jocului. Așa este, dar Federația Română de Fotbal a impus anumite restricții apropo de acest gen de practici, la care cu siguranță s-au gândit destule echipe și s-a ajuns la concluzia că este mai indicat până la urmă să faci deplasarea la respectivul meci, pentru că amenda pe care o primești este mai consistentă decât cheltuielile legate de deplasare, cazare și toate celelalte care țin de efectuarea deplasării. Cu siguranță că nu vor efectua deplasarea jucătorii care au dus greul, ca să spun așa, în actuala ediție de campionat. Probabil că se va face deplasarea așa, ca să se mai bifeze un meci în eșalonul secund și mai apoi probabil se vor face planurile pentru ca Știința Miroslava să abordeze cu un tonus total diferit viitoare ediție de campionat, când noi ieșenii ne așteptăm la o ofensivă a formației de la Uricani în dorința ei de a reveni în eșalonul secund, pentru că chiar și în condițiile tuturor problemelor cu care s-a confruntat Știința, să știți că, și mă refer în primul rând la probleme de organizare, echipa s-ar fi putut menține cu destulă ușurință în eșalonul secund, pentru că nu era, din punct de vedere valoric, atât de departe de grupul formațiilor care au luptat. Mă refer la un Metaloglobus, la Clubul Sportiv Balotești, la Amintita Ripensia Timișoara, la Seopole, adică formații undeva de la locul 11 la locul 15. Chiar și 15. La UTA Arad? UTA, sigur că da. Care venise cu gânduri de Luceafărul promovare. Luceafărul Oradea, nu mai departe de gândurile noastre. Mai avem 3 minute din prima parte. Haideți să începem puțin discuția despre Liga 1 și despre faptul că mai este doar o singură etapă de play-out. Mă rog, mai e un meci de disputat astăzi din penultima etapă de play-out. Două chiar. Așa. Dar se cam întrevăd. Echipele care s-au salvat, cel puțin, sunt clare. Dinamo pe primul loc. Botoșanul nu mai poate pierde poziția a doua. Sepsi este surpriza acestui sezon, să-i spunem. O surpriză care parcă se repetă, că și la Poli s-a întâmplat în sezonul trecut cam tot la fel, la Poli Iași, cu ce se întâmplă acum la Sepsi și Eugen Neagoi a trecut la timona lui Sepsi și face minuni și acolo, așa cum a făcut și aici în inima Moldovei. Da, Eugen Neagoi n-a fost în schimb în prima parte a campionatului la formația din Sfântul Gheorghe. Nici la noi n-a fost în prima parte a campionatului. Așa este, seamănă izbitor de bine parcursul celor două formații. La interval de un an Eugen Neagoi a făcut treabă bună și la ea și la Sfântul Gheorghe. Și ca să fiu sincer, cred că îi dorim să rămână acolo pentru a-și continua munca ce putea. Mai mult decât atât, Sepsi a venit cu o serie de jucători cu care promovase, cu alți jucători căzuți, ca să spun, de la alte formații din Liga 1. Cei declaraseră liberi de contract, practic și-a încropit un lot cât de cât pentru nivelul Ligii 1. Își disputa meciurile de pe teren propriu pe unde a apucat, pe la Brașov, da. Pe la Ploiești la un moment dat. Adică, neavând căldura fanilor pe care aseară la meciul cu FC Botoșani am sesizat-o, fie și de fața televizorului,
Și la meciul cu Dinamo a fost o atmosferă spectaculoasă. Da, de asemenea. A fost și incidente serioase. Dovadă că lumea este, de la Sfântul Gheorghe, este dornică să consume fenomenul fotbalistic. Am văzut o echipă frumoasă și o bază sportivă extrem de îngrijită, adică s-a întârziat momentul disputării primului joc oficial al formației din Sfântul Gheorghe pe arena Șepșe OSK, dar în momentul în care echipa a revenit acasă, ca să-i spun așa, lucrurile fuseseră pregătite cu foarte multă grijă de către responsabilii formației și cred că a fost o decizie bună ca dincolo de sosirea lui Eugen Neagoe cu o serie întreagă de jucători care au dat consistență jocului, iar asta s-a văzut categoric, atât prin evoluțiile lui Șepșe cât și prin rezultate. Totul a creat o cu totul altă atmosferă și cred că în viitoare ediție de campionat Șepșe va fi una dintre candidatele certe la pătrunderea în play-off. Poate Eugen Neagoe să producă surpriza pe care poate ar fi produs-o și la Iași dacă ar fi fost lăsat în continuare la cârma echipei astă vară, în sezonul următor, bineînțeles. Poate să pătrundă în play-off-ul ligii întâi? Eu cred că cu vreo 2-3 implanturi, pentru că echipa din Sfântul Gheorghe arată bine în momentul de față. Este o echipă solidă care, după părerea mea, este destul de greu de învins atât pe teren propriu cât și în deplasare. Sigur, meciurile din play-out au particularități aparte față de meciurile care țin de sezonul regulat. Dar și valoarea adversarilor este în mod clar mai scăzută decât a echipelor care își doresc titlul național sau o participare în cupele europene. Dar am văzut o multă maturitate atât de la nivelul conducerii tehnice și administrative și la lotul de jucători, cât toată atmosfera din jurul echipei. Cred că și oficialitățile locale, nu am toate informațiile necesare, recunosc, dar cred că toată lumea are grijă de echipă și tratează lucrurile cu seriozitate maximă. Iar asta când pui și suflet și susții din punct de vedere financiar, se cunoaște, iar la Șepșe este un exemplu elocvent din punctul meu de vedere pentru cum trebuie făcuți pașii încet, dar sigur către performanță. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim pentru a continua discuția despre finalul de sezon în play-out.